Primarul municipiului Rădăuți se află zilele acestea într-o scurtă vizită la București, alături de prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan. Aceștia au participat miercuri 1 noiembrie la aniversarea celor 78 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite, organizată la Palatul Victoria. Printre invitații au fost prezenți prim-ministrul României, membri ai Parlamentului și ai Guvernului, membri ai ambasadelor de la București și reprezentanții ai agențiilor ONU în România. Primarul municipiului Rădăuți, în discursul său, a dorit să sublinieze importanța promovării drepturilor omului alături de implementarea viziunilor Cartei Națiunilor Unite în reformele structurale venite în sprijinul grupurilor vulnerabile.